O invit alături de mine pe doamna Oana Osman, deputată, secretar Comisia pentru Industrie și Servicii din Camera Deputaților. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cred că antevorbitorii mei au spus foarte multe lucruri despre importanța de a da o viziune pentru România, zic eu, a anilor 2030-2035. Mă uitam, domnule Borbeli, pe componentele de dezvoltare durabilă și da, cred eu că componenta nouă, dacă vorbim despre industrie, inovație și infrastructură, este esențială. Din perspectiva comisiei mele, a Comisiei pentru Industrie și Servicii, comisie care, sigur, are în vedere schimbările pe care industria trebuie să le facă din perspectiva atingerii obiectivelor de schimbări climatice. Energia joacă un rol important și știm foarte bine că România a făcut pași în acest sens. Avem o lege a hidrogenului care a trecut și a fost votată în Parlament, avem legislație în domeniul offshore wind, dar nu este suficient doar să avem legislație. Și aici, încă o dată, revin la ce a spus domnul președinte al Institutului Național de Statistică, componenta statistică este esențială. Nu putem avea politici publice viabile pentru viitor dacă nu vom ști care este consumul real de energie de care am nevoie în industrie, dacă vorbim consumul de energie pe care îl vom utiliza, de exemplu, pentru clădirile publice sau clădirile rezidențiale. Avem o legislație acum care trece prin Parlament privind modificarea legii privind eficiența energetică a clădirilor. Am făcut acest lucru cu mândrie alături de colegii mei, înainte ca Parlamentul European să adopte modificările pe noua directivă privind eficiența energetică a clădirilor. Ce facem noi? Trebuie să facem, să ne gândim care va fi România viitorului 2035. Unde vom fi în acea perioadă? Cum facem ca această industrie să devină sustenabilă? Și ca să devină sustenabilă avem nevoie, în primul rând, de date reale de statistică, avem nevoie de inovare. Asta înseamnă că România trebuie să investească masiv în crearea acestor centre de cercetare și avem nevoie de o infrastructură. Asta înseamnă că am nevoie de un transport verde, sustenabil. Avem, la ora actuală, prin acest PNRR, fonduri pentru a avea în viitor, de ce nu, transport care să utilizeze diverse surse alternative de combustibil, printre care hidrogenul sau, bineînțeles, alți combustibili alternativ, imetanol sau biocombustibil. Ce trebuie să facem? Trebuie să ne asigurăm că acești bani vor fi utilizați și că infrastructura de care avem nevoie va fi realizată până în anul 2030. De curând am fost la o conferință la Berlin și am văzut cum țările Uniunii Europene înțeleg să ia pulsul într-un domeniu strategic cum este energia. Înțeleg să vadă și să conlucreze cu țări din alte zone ale globului și să vadă în ce măsură pot la ora să proiecteze viitorul. Noi nu putem proiecta viitorul gândind politici publice care se adresează doar României. Este important să gândim politici publice în conlucrare cu celelalte țări europene. Este important în viitorul pe care noi îl gândim și îl previzionăm pentru țara noastră să gândim cum reușim să avem acces la tehnologie. Țările care vor avea acces la tehnologie sunt țările care vor da tonul în ceea ce înseamnă politica energetică a viitorului, în ceea ce înseamnă industria. Spunea mai devreme domnul Spătaru că nu vom mai putea produce ciment. Da, este adevărat. Există și acest scenariu în situația în care nu vom absorbi fondurile europene disponibile și nu vom da acces la tehnologie și nu vom susține această industrie ca ea să devină competitivă. A spus Ursula von der Leyen de curând că își dorește ca Europa să fie reindustrializată. Este important ca această viziune a reindustrializării să nu aibă două viteze, în sensul că trebuie aceleași măsuri luate nu numai în vest, dar și în est. Trebuie să existe un echilibru în ceea ce înseamnă măsurile pe care ni le dorim pentru un viitor al României. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Voi participa, sigur, și la acel panel dedicat energiei și cred eu că împreună cu dumneavoastră putem să avem o concluzie la sfârșitul acestui summit, dar încă o dată spun,
Cred că trebuie să dăm credit și să sprijinim Institutul Național de Statistică dacă ne dorim politici publice coerente, bazate pe date reale. Mulțumesc!